Lucrezi în televiziune. Ai atelier de modă, afacerea ta. Ești influencer de succes în mediul online. Dar, dacă ar fi să te întreb acum, ce te consideri tu? Ce titulatură îți acordăm? Eu cred că sunt o femeie puternică, o mamă devotată. Dar nu știu ce titulatură, nu știu. Cum trecem pe burtieră acum? Bianca Drăgușanu? Sunt mai mult o femeie de afaceri, să știi, pentru că eu din orice lucrușor pe care îl aduc în viața mea încerc să... Faci bani. Da, fac bani și la modul că, indiferent în ce... Adică sunt binecuvântată cumva, pentru că eu vând extensii sau port extensii, fac bani. Da, mă asociez cu o casă de bijuterii, port bijuterii, iată, fac bani. Faci bani, da. Nu, nici nu știu ce aș putea să spun să treci... ca și titlu. Nu știu, chiar nu știu, uite, o să mă sfătuiesc. O să las Bianca Drăgușanu și atât. Da, spune tot. Mai bine, da? Da. Ești o femeie atentă la fizicul tău și asta știm dintotdeauna. Ți-a ajutat aspectul fizic în carieră și în viața personală mai mult sau în anumite situații ți-a închis uși aspectul fizic, frumusețea ta? Oh, da, frumusețea deschide uși, să știi. Nu știu dacă neapărat am întâmpinat probleme vreodată din cauza asta, că nu știu dacă există vreo femeie frumoasă căreia să-i se închidă ușa, mai ales dacă e și deșteaptă. Da. Asta e o combinație perfectă, știi? Dar n-aș putea să spun că am avut vreodată probleme pentru că arăt bine. Dimpotrivă, pentru că arăt bine, mi s-au deschis uși, am semnat contracte și am o viață frumoasă pentru că sunt o combinație de femeie care are câte puțin din fiecare. Eu nu mă consider extraordinar de frumoasă, pentru că eu știu femei mult mai frumoase decât mine, dar eu consider că am acel ceva, combinat cu acel ceva și cu istețime și cred că sunt ceea ce trebuie. Dacă ai putea da timpul înapoi, ai schimbat ceva la viața ta? Probabil, dar pentru că nu pot să dau timpul înapoi, și nici măcar nu mai exercițiu? Contează. Probabil, nu știu, nu știu dacă aș unele alegeri. Poate că aș schimba situația asta în care mi-am expus foarte mult viața personală public, pentru că ești judecat de oameni care nu știu detaliile. Da. Și atunci e cumva... inconfortabil, să spun așa.